coisa. Filmează tot, filmează tot. Pentru eternitate. Câteodată e bine să fii și Înfrățiți așa. Ne-am dat mâna și am ajuns pe creasta munților Baiului la o altitudine pe care nu va preciza Costel acum pe GPS. Altă dată și vom face o poză de vârf. Deci, să cum l-am pus eu atunci. E bine așa. Dar vom face o poză cu vom face o poză cu masivul bucegilor. Da. În fundal. Așa, toată lumea va trece regulamentar. Fac eu poza.
noi lupii. Nu, 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 nu
asociționată cum i-am ajuns până... Era îngenunchiat acolo? Da. Îngenunchiezi, ce faci? Thank you.
banda stai în față. Ultimele selfie-uri. Da, da, da. Și acolo jos e Azuga. Da? Sau... Nu, nu e Azuga, e... Uite, e pârtia de la Calinderu. Da, deci e, e bine pe partea asta. Dacă trebuia să îngenunchez și eu. Cer violet. Uite și tu deasupra muntelui de acolo. Ce fel de nor e deasupra, vezi? Uite acolo. Aha. Nu, acolo. Ah, aha. Deci e o culoare roz. Da, da, da. Și un acolo nor gri. Gri deasupra mor muntelui. Da, e foarte interesant. Marcele? Ia uite acolo deasupra muntelui. Ce nor gri deasupra lui. Are bocanci serioși, așa? Ba da, are urme. Talpă. Numai că nu e număr foarte mare, e un număr mai mic.
rămân să povestesc ceva. Ați uitat aici în vale? Ați văzut ce frumos se vede Azuga? Ce frumos se vede Roșel. Am pierdut trenul, nu? Atenție că e destul de adânc. Salut, salutare. Nu nimerește în focul, salut, mai face. Să nu iei în foc, da? Uite ce frumos ăla. Aproape că nu vine să cred. Cred că visează. Uite, avem și vârsturi acolo. El a frigat cu pânge, ia, a frigat cu pleacă. Completă, nu? Așa, deci astea sunt uscate. Nu le-am luat. Aici este o jumătate.